unde o fi? Cred că e Pocioaliște. Or fi sticlin nunta așa, că și noi acum ne-am găsit să vizităm manufacturile. Ei, care mitiță, nu vorbi cu păcat. Acum își pică și slujba cea nouă și atunci să te ții. Mai știu eu unul care jumulea găina fără ca ea să țipe. Nu, mai sunt vremurile alea. Ascultați la mine. Ce timpuri de tihnă și senin. Bonjuriște ăștia nu ne mai dau pace. Nu mi-e frică mie cu o mână de fier ca a domniei tale. Vor muri cu toți de moarte silnică de nu se astâmpără. Mi-au pus gând rău, Mălinescule. La cafeneu nu mă mai slăbesc din păpușa canta cu zenilor. Dar le arăt o păpușă. I-am trimis la Paris pentru a învăța cărți și ei, uite ce fac. Când ajunge careta, aveți grijă să nu mecheze cai. Fiecare mișcare în plus înseamnă un om pierdut. Trebuie să-i luăm prin surprindere. Buză de iepure. Paruncă. Însoțitorul. Înțeles. Du-te, Ciungule. Tu, pregătește frânghia. Și nașul mitiță canta cu zi. De ce te întârzim? Ce vrei, umbră de domn. Trage bună nădejde că va ajunge agă și o fi trăgând niscaiva spoi. Da, bine el. Oh, mi-a trimis o letără cu scriere columbată. Iar când îi răspund, îmi trimite libele injurioase. Dar pe mine mă doare în cop. Dacă mai ține mult cu soarelele și cu nunțile astea, simțesc că o să dea vodă ofi să se ferească orașul de întâmplări cu foc. Foarte bine. Frumoasă ziua ales nașii pentru nuntă. Zoico, tu știi mai bine. E adevărat ce se aude? Depinde de sujet. Hai că nu cunosc sujetul. Asta e la Mavrodinești, se spunea că Costache Ghica bărbatul se intenționează să desfacă căsătoria. L-a umplut de noroi. O să-i pupați mâna fetelor, că nu Ghica vrea să dea divorț, vodă l-a obligat. Vodă? Dar ce are vodă cu Maritica? Degeaba te faci că nu știi. Măria sa, pe altă parte, vrea să scape de doamna sa. Zice că e nervoasă. Și-a trimis-o în Franța la sanatoriu. Să mergem fetelor la cavalerii noștri. Am auzit că plecați la Italia. Da, mă duc la Veneția. Am nervele foarte zdruncinate din cauza divorțului care nu se mai termină. Dumnezeu hotărăște. Frumos oraș Veneția. Mm-hmm. O să rămâneți numai acolo? Nu, o să trec și pe la niște cariere de piatră. Îi fac casei din București o față nouă. La întoarcere mă opresc la Viana. Are Maria sa grijă. Mai puțin și o să fiți doamna țării. Sunteți o iubitoare arhitecturii, îndemnătoare a învățăturii. Poate puneți și pentru mine o vorbă bună la vreun prilej drept care voi arăta și eu credincios la o nevoie ceva.
că Maria sa, de când cu țâșnirea norodului la luptă, care a avut mare dobândă, îl vrea pe Mitiță Cantacuzean de agă în locul meu. Le-am adus, poftiți. Nu umblu după favorul, pentru că ar fi o mare mostrare. Dar fusei aseară la teatru și te-am văzut în amiat. Am plâns ca un copil și am bisuit. Când ar putea un Condei sau o Penelă să descrie o steneala de pe chipul țin scena morții? Mă complimentarisești? Mă scuze o clipă. Desigur. Nu-l pierde din ochi pe iuncărul ăsta. E din același pol cu Bălcescu, află ce gânduri are. Bine. Je pense que vos excellences connaissent l'activité de la société révolutionnaire Dreptate Frăție, c'est-à-dire Justice Fraternité, qui, dans les derniers temps, a accentué son activité illégale. Que vos excellences apprennent que nous connaissons les noms de tous ceux qui font partie de cette association criminelle. Je parle client, monsieur Dumitale. C'est d'une seara pe la casa câte unui. Je comprends que ces gens-là continuent à comploter. Et je me demande pourquoi vous ne les avez pas fait arrêter. Voulez-vous me dire qui est-ce qui les soutient? L'Angleterre, la France? La France et l'Angleterre sont très loin. La révolution sera faite par le peuple. Mitiță Cantacuzean. Costache Malinescu. Chistu Vlădoianu. Iancu Iatrofă. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces morts? Ce sont quelques-uns de nos collaborateurs. Ils étaient infiltrés parmi les révolutionnaires. Et leur double jeu a été probablement découvert. Comme dans des affaires si délicates, il n'y a pas de pardon. Les pauvres gens ont été exécutés. Să le fie țărâna ușoară. Bine le-a făcut trădătorilor. Taci să nu te audă cineva. Qu'est-ce qu'il y a avec ces roses? C'est une vieille histoire. C'est la touche d'un conspirateur inconnu dont nous ne savons que le sobriquet, Tandafirul Galben. La rose jaune. Cum s-a întâmplat? Cine a fost? Nu i-am văzut la față, că m-au rănit din prima clipă. Dar unul striga: dă-i la camăr, geolatule! Pentru crima făptuită, oricare ar fi ei, o să-i ridicăm în furci în bariera vergului. Să se învețe minte. Vârsta, aproximativ 40 de ani, locul nașterii necunoscut. Vorbește bine grecește, nemțește și turcește. Primejdios că-și trage bine la pistoale și mânuiește cu pricepere sabia. Pare să fi fost om militar. Mărgelatu, dacă într-adevăr l-o chema astfel. Porecla, Trandafirul Galben. Thank you.
E limpede, nu? Să se dea câte o hârtie la fiecare vamă. Găsesc oamenii AGI, ce pot să fac? Ai știri unde ar putea să fie? Nu-ți ajunge ce s-a întâmplat la nuntă? N-am prea înțeles, e o mare lucru, nu-i dar... nimic, ai timp să înțelegi, ajungi un agă mort. Ce vrei să spui? Ceea ce știi foarte bine. Dacă nu puneam mâna pe comoara Vladimirescului, erai acum la Viana sau unde te tăia capul. Parcă n-am aflat. Noroc că l-au omorât pe Vilara, altele erai acum la pușcărie. Ți-ar fi plăcut să pui mâna pe odoarele alea, nu? Mi-ar fi plăcut. Cui nu i-ar fi plăcut? Nu mi-a ajuns o baie bună, o răceală zdravă, nu știu, era să mă omoare? Dacă te omoară, scăpai de orice grijă. Peste câteva zile pleci la băi. Asta ce mai e? E că mă interesează ce gândesc de al de domnii Bălcescu, Ghica, Boliac, Golești și prietenii lor. Se prea sfiesc, ca un caracter opinatru și în ultima vreme au devenit mai secretoși. Dar poate o femeie să le dezlege limba, nu? Ei bine, nu. Drumurile lungi mă obosesc. Era erul de munte, îmi dă amețeli. Nu mai am nicio 20 de ani. Parcă spuneai că un singur vis te ține în viață. Să-l vezi pe Mărgelatul cu floarea în gură. Asta așa e. Dar ce legătură are Mărgelatul cu domnul cel de care mi-ai vorbit? Prin ei o să ajungi la trandafirul galben. Bine ați venit, doamnă. Sper că prietenii dumneavoastră au căpătat o explicație plauzibilă. Dar le-am spus că vin să cer acturile pentru Viana. Cel mai curios dintre prietenii dumneavoastră e tot excelența sa, Aga Mavrodineanu. Bag seama că sunteți bine informat. Doamnă, ca orice diplomat. Oricum, ultima faptă acestor bonjuriști, așa le zice, nu-i așa? A speriat Europa. După cum știți, interesul nostru este ca aici să fie pace, să nu se turbure nimic. Orice agitație ar putea aduce neplăceri domnitorului și boierimii dumneavoastră. De fapt, despre altceva trebuie să vorbim. Vă ascult, domnule consul. Suntem informați că în principate sunt introduse arme. Faptul nu ne convine deloc. Poate aflați cine, cum și pentru cine o fac. În acest scop, vă vom susține materialicește în toate felurile. Trebuie numai să nu vorbiți cu nimeni despre asta, doamnă. Mersi. Dacă reușim să punem mâna pe conspiratori, toate visele dumneavoastră vor fi împlinite. Cred că îi cunosc pe unii dintre ei. Însă trebuie să-i prindem asupra faptului. Am și mijloace să-i descopăr pe cei pe care încă nu-i știu. Nu este momentul să vă grăbiți, doamnă. Oamenii noștri vă vor apăra din umbră. Imperiul austriac veghează la buna sa reputație. Așadar? Iată, aveți aici tot ce vă trebuie pentru a putea pleca când doriți la Viana. Va trebui să vă lăudați puțin cu acest lucru față de prietenii dumneavoastră. Restul va fi un fleac. Bucureștenii știu să bârfească. Doamne. E o simplă întâmplare că ne-am întâlnit aici. Ce vrei să spui? Ai auzit că vin să beau ape gazoase și hop și dumneata. Să cred că ai avea față de mine bune doriri? Credeam că ți-am dat de mult a înțelege acest lucru. Dar când ai cunoaște femeile, sunt făcute din surâs, juvaierii cale și pe urmă nu-și mai aduc aminte de nimic. Dar aseară când tot orașul ăsta părea zidit de amor, sărutându-te, am simțit o mare aprindere.
Și câinele, pardon, constiparisit? L-ai adus și pe el la apă termale? Face și el tratament? Mă bagi în gura lumii. Mai bine povestește-mi de prietenul dumitale, Bălcescu. Am auzit multe despre el. E adevărat că asta l-a delegat 3 ani? Parcă numai el. Și al de Câmpineanu și Sergiescu, Bodnărescu, toți sunt bălavi, copți. Și mai bine este să au venit să se îngrijească. Te-ai dus, Slăvină. Evident, poate. A dumnealui cine este, că parcă l-aș cunoaște? Domnul Ciarosetti. Iană de aur, abia a sosit din Inglaterra. Uite-l și pe domnul Boliac. Toată lumea bună a venit la băi. Azi dimineața l-am văzut și pe prințul Moruzi. Văd că-i cunoști pe toți. Pe neamțul acela graș, cine-i? Baronul Burkhardt. E prieten bun cu domnul Bălcescu. E cel mai mare bancher din Transilvania. Nu vrei să facem o plimbare cu parc? Cum să nu? E vreme desfătătoare. Muzica asta mi-amintește de grădina domnului Momolo de la București. Când o ascult, se transportă. Ai grijă, fii atent. Poftiți, jucați. Două. Cum nu? Asta e... Bine ați venit. Luați loc, domnule Burkhardt. Hai. Dar văd că lipsește domnul Bălcescu. Domnul Bălcescu se scuză că n-a putut să vină. După cum știți, este patrinar. A avut o criză și tușiri cu sânge. Înțeleg și îmi pare rău. Tratez cu dumneata și cu Herr Boliac. Pentru mine deciziile rămân executorii contra unui comision de 10%. Atunci care e numele beneficiarului nostru de la Viena? Herr David Zecker. Maria Hilferstrasse numărul 7. Lângă școala de încălecare de mai zice manej. Transferul întregii sume se va face imediat ce-mi dați înscrisul. Știți desigur care este valoarea în bani a obiectelor predate. Sigur, 2 milioane de taleri austrieci. O avere. Iată, aveți înscrisul. Puteți să comunicați la Viana pentru ordonanțare. Nu e nevoie. Iată o scrisoare șarje pe care m-a dus-o cu mine. Livrarea se face la purtător. Sper că trimiteți un specialist. Așteaptă în camera alăturată. Atunci cum nu se poate mai bine. Pe mine mă dor oasele. Înseamnă că mâine o să plouă. Frate Corlătescule. Mâine dimineață pleci. Îți vom da o trată care te va duce la Viana. La domnul David Zecker, în Maria Hilferstrasse numărul 7. Ții minte. Ar mai fi ceva. Da, iată documentul. Ascultă-l bine. Dacă poți să nu te vezi cu nimeni în seara asta, cu atât mai bine. Am înțeles. Dacă nu mă înșel, ai făcut ingineria militară. Sunt artilerist. Da, banii ai primit, nu-i așa? Da. Vei trage la hotelul Prinz Eugen, din piața Apelaților, unde te vor aștepta niște prieteni de-ai noștri. O să te contacteze locotenentul Davos, care este omul nostru de legătură de la Viana. De altfel, îl cunoști. Da. El îți va spune cum se va face transportul, fără ca să atragem atenția autorităților. Îți doresc drum bun și mult noroc. Vă mulțumesc. Mersi. Mersi. Unde legi așa grăbit? Pare agitat. Ai pierdut la whist? Acolo mă duceam și eu să joc. Nu mă satira. Știi foarte bine că nu joc whist. Sunt într-o mare încurcătură, mă grăbesc. Am treburi importante pentru mâine. Mire, vei multă materie de iubire în conversații și astăzi parcă nici nu mai cunoaște. Știi ce? M-am răzgândit, nu mă mai duc să joc. Nu vrei să-mi oferi un pahar de șampanie? Da, sigur, cu plăcere, numai că eu trebuie să mă scol mâine foarte devreme. E, dar mai e destul timp. Hai sus la mine, să râdem, să facem colibetul? Hai! Dacă ai să fii cu minte, ai să capeți și ceva mai mult. Vino! Să știi că n-am să pot întârzia prea mult. Faci copilărește de nușezi. Ți-am pregătit o surpriză, ca să vezi că toată ziua m-am gândit să te întâlnesc.
Îți place la mine? Da, e destul de elegant. Însă nu prea am timp. Dar încă de vreme. Până mă întorc, destupă sticla și toarnă în cupe. Nu uita, astăzi e ziua mea. Găsești. Încântătoare. Îmi pare rău că tocmai acum s-a evit această misie pe care nu puteam să o refuz. Cum adică? Lenea s-a incumbat în mine. De acum, ești încă tânăr, ce fel de ofițer am eu? Și pe urmă, nu uita, te duci într-un oraș al plăcerilor. Cred că n-am să mă prea pot distra. De ce? E vorba de o afacere de familie, de o moștenire, ceva? N-am voie vorbi. Gata, nu te mai întreb. Mai toarnă-mă cupă de șampanie. E ca o blondă dantelă de mătase. Sper să te și întorci dacă nu-i primejdios. Sper să nu fie primejdios. S-ar putea, dacă reușesc, să-ți aduc un briliant. Dumneata cu solda dumitale. De ce râzi? Să nu spui că moștenești pe cineva și că-ți dai demisia din armată. Poate că e vorba de altceva. Ce altceva ar putea să fie? Știi că am prieteni iluștri. Da, mi-am dat seama, dar ei par la fel de săraci ca dumneata. Mi-ai spus că au stat atelega la pușcărie, că suferă de maladii fatale. Tocmai asta e. S-ar putea să devină conducător de stat. Să nu spui că faceți o revoluțiune. De ce nu? Orice e posibil. Domnule, ești nebun? Te dau afară. Eu n-am nevoie de conspirator la mine în atac. Și dacă aș fi? E. Mă meprizezi. Ei bine, află, doamnă, că vom răsturna guvernul de la București și pe domnitor. Dumneata, cu domnul Bălcescu, care e un ofticos, și cu toți bărbații aceia pe care nu dau doi bani. Ce tot vorbești? O revoluție are nevoie de tunuri și puști. Și dacă le-aș avea aici? Glumești. Uită tot ce mi-ai spus și să vorbim de alte lucruri, da? Ai mai fost la Viana? Ai prieteni acolo? Ba bine că nu. Unul din ei mă așteaptă la hotel Prinț Eugen. Da. Da, și dacă ar fi numai el. Pe locotenentul Davis să-l cunoști, da? Cum să nu? Dar de baronul David Secker, ai auzit? Ce drept nu? Ce învârtește? E, asta nu pot să ți mai spun. Bine, să închinăm pentru eroul care va răsturna monarhia. Nu, ai băut prea mult. Și te mai holba atâta. Hai. Ține. Leagă. Mm.
Hai! Haide! Ceea ce spui dumneata este foarte grav. Ai controlat? Desigur. Leitenantul Corlătescu n-a dormit în hotelul lui. Vrei să spui că a dormit la hotelul la Gatis Lătine, nu? Asta n-ar fi nimica. Dar dimineața, doamna Slătineanu a coborât din hotel la braț cu leitenantul. Și probabil sunt în drum spre Viana. Nu-mi place treaba asta deloc. Preiei acțiunea pe cont propriu. Caută să ajungi înaintea lor la Viana prin orice mijloace. Planul este următorul. Ce mai aștept, dobitocule? Orice clipă e prețioasă. Hai! Ești un nepriceput, cine dracu mi te-a scos în cale. Doamnă, pregătiți-vă cele necesare de drum. Avem totuși noroc, doamnă. Așteptați-mă aici. Bună ziua. Ăsta e poștarionul de Viana? Întocmai. Avem nevoie de un singur loc. Poftiți. Am să reclam șefului poștelor această întârziere. Dacă n-aș fi opit poștalionul să vă luăm, cred că ați fi ajuns să reclamați lui Dumnezeu. Lasă asta. Spune mai bine cât mă costă. Trebuie să plec imediat. Sunt foarte grăbită. Asta e altceva, doamnă. Poftiți.
guten Abend. Wohnt bei Ihnen ein gewisser Leutnant Davis? Ja, Moment. Danke. Wen sucht die Gnädigste? Herr David Secker. Erste Tür rechts, bitte. Guten Tag, mein Herr. Sie wünschen? Ich suche Herrn David Secker. Sind Sie angemeldet? Ich habe einen Brief von Baron Burkhardt. Ach ja, ich weiß. Bitte. Guten Tag. Sie wünschen? Mein Herr, ich habe einen Kreditbrief seitens Baron Burkhardt. Sie wissen, worum es geht. Das Konto wurde eröffnet. Wir stehen Ihnen zur Verfügung. Also? Also es handelt sich um 2 Millionen Taler. Ganz genau. Dieser ist der Wert der ganzen Ware. Wollen Sie wenig ausdrücklicher sein? Sehen Sie, mein Herr, ich bin da nur Vermittler. Es ist ein sehr gefährlicher Transport. Ja, genau. Nehmen Sie Platz. Dann könnten Sie mir das Geld geben, damit ich... Ach nein, Gnädigste, was fällt Ihnen ein? Es ist eine sehr große Summe. Niemand hat dieses Geld gesehen. Es geht von einer Bank zur anderen. Ich werde Ihnen die Ware liefern. Ware? Warum wundern Sie sich? Ich denke, Sie sind mit Leuten gekommen, die sich um den Transport kümmern werden. Den Transport? Sicher, den werden Sie übernehmen. Es ist etwas Vertrauliches. Wir werden sehr gut bezahlt. Uns interessiert es nicht, wohin die Gegenstände gehen, wie und von wem sie benutzt werden. Herr Secker, irgendwo ist ein Missverständnis. Sie haben sicherlich keine Schuld an der ganzen Sache. Die Summe wurde tatsächlich für Ware geliefert, die die von mir vertretenen Leute benötigen. Ja, und unvorgesehene Ereignisse verlangen die Verschiebung ihrer Übernahme. Ja, es ist dann ganz einfach. Wir verschieben die Lieferung, Sie bezahlen die Gebühren für die Zeit, in der die Ware bei uns auf Lager steht. Sie können dann alles an dem von Ihnen gewünschten Datum in Empfang nehmen. Ist das gut so? Sehen Sie, Herr Secker, das ist nicht die einzige Schwierigkeit. Die von mir vertretenen Leute würden diesen Betrag für andere dringende Zwecke benötigen. Jedoch nicht ohne Sie für die Verschiebung und Änderung der Destination der 2 Millionen Taler zu entschädigen. Einen Augenblick. Bitte schön. Doamnă, am plătit sec. În schimb, eu nu vă cer decât scrisoarea către domnul Secker. Sonst wollen Sie nicht essen. Von hier kommen Sie nur tot heraus. Thank you.
Sie wünschen? Ich suche Herrn David Secker. Einen Moment, wie ist der Name bitte? Ich komme von Herrn Baron Burkhardt. Bitte sehr, Herr David Secker erwartet Sie. Guten Tag, mein Herr. Sie sind es also. Leutnant Devers hat Ihre Ankunft angekündigt. Haben Sie das Dokument? Ja. Haben Sie an das Transportmittel gedacht? Dann machen wir uns an die Arbeit. Ihre Bestellung in Höhe von 2 Millionen Taler deckt nur teilweise den Wert der Ware. Wissen Sie, wo das Viertel Tavor ist? Leutnant Devers wird mich hin begleiten. Hier ist die Lieferbestellung, die Sie meinem Mann übergeben werden, wobei der Rest auch aufgrund dieses Aktes zu erledigen ist. Sie werden wahrscheinlich bei solchen Gelegenheiten keine Papiere brauchen. Dankeschön. Weitermachen, weitermachen. Kistenfest zunagern. Es erwartet sie eine weite Reise. Na, na mit. Die Ware ist sehr gut. Ich will's hoffen. Etwas teuer, obwohl wir ziemlich schlecht bezahlt werden. Aber ihr Geld ist nicht vergeudet. Auch Herr Koschwitz versorgt sich von uns. Und die Polen und die Serben. Das gibt eine große Hochzeit. Lăzile sunt sigilate. Spune-mi cum te gândești să faci să ajungă în țară. N-am nicio idee, bro. Dar o să găsesc eu ceva. Am în schimb eu una. O știi pe Marițica Ghica? Vag. Asta e o cucoană din lumea mare. Din cauza ei, Bebescu și-a trimis nevasta la casa de nebuni. Și ce legătură are asta cu treburile noastre? Ai puțină răbdare. Suntem verde al doilea. Și? În port se află de azi dimineață șlepul care aduce marmura cumpărată de ea din Italia. Ar vrea să-și placheze palatul de pe podul Mogoșoaiei. Tot nu înțeleg. Capitanul șlepului care transportă marmură Marițică e un om de-al nostru, un căuzaș. El o să transporte și lăzile până la Giurgiu. De-aia m-a trimis frăția la Diana. Ah, înțeleg. Numai care mi-a trebuit făcut ceva. La ce te gândești? Poliția Imperiului nu stă nici acum mâinile în sân. Are oameni pretutindeni. În porturi, în stațiile de poștă. Ar trebui să-i punem pe urme greșite. Hei, pozinții! Pozinții!
gălăgie. Bună ziua, domnule consul. Mă numesc Agata Slătineanu, sunt actriță, prietena Agăi. Am fost trimisă la Viena cu misiune care a eșuat. Vreți să-mi spuneți despre ce este vorba? Da. Probabil cunoașteți activitatea societății secrete de toate și frăție. Da, am știri. Ce s-a întâmplat? Un reprezentant al acestei societăți l-a vizitat pe bancherul David Secker. Cred că știți cu ce se ocupă. De unde dețineți informațiile? Am motivele mele să nu vă dau detalii exacte, însă știrile sunt precise. Vă rog să alarmați poliția imperială să închidă toate ieșirile din Viena, percheziționând poștalioanele sau tot ce ar putea executa acest transport periculos. Mersi. Doamnă, cred că lucrul mă depășește. Pot să vă ofer ceva? O apă zaharită, o cafea, o limonadă? Nu, nu, nu avem timp de așa ceva. Bine, doamnă. Dacă credeți că lucrul este atât de arzător și nu suferă amânare, am să trimit un curier la poliție. Spuneți-mi, știți cine conduce lucrarea? Da, un anume Mărgelatu. Frumos nume. Cunoscut sub numele de Trandafirul Galben. E un bărbat în jur de 40 de ani, înalt, ocăprii, păr castaniu, călărește bine, o militar. Și v-aș mai ruga să-l anunțați pe Agă la București, să întărească paza la graniță, comunicându-i că numitul Mărgelatu a pus mâna pe marfă și încearcă să o strecoare în țar. Vous êtes un dame tout à fait energic? Da, port un cap de cuc în sân. Dar ce-am vrut să vă spun, în Viana locuiește un anume locotenent Davos, care face parte dintre conjurații. Se află la hotel Prinț Eugen. A trebuit arestuit și trimis sub pază. Am să cer poliție să-l arestuiască și să mi-l predea. Nu știți cum aș putea ajunge în țară mai repede? Păi, ar fi șlepul cu Anemarițica Ghica, care se află în port. Dar nu, 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 nu e pentru dumneavoastră, nu are cabine. Dar de ce nu așteptați puțin? Peste două zile sosește cursa regulată, în care se află și doamna Ghica. O cunoașteți? Da, da, o cunosc. Cu atât mai bine. O să aveți cu cine să vă petreceți plictisul călătoriei. Asta este un bun idee. Vorbat, nu le consul. Tot seacă știi ce ai de făcut. Găsești cinci care cu fân la hanul Boul de aur la ieșirea spre șoseaua care duce la Linz. Vorbești nemțește că ai stat în Transilvania cu șvabii. Păi cum să nu? Cine te întreabă, le spui că le duci la boierul tău de acolo, la Sibii. Mm. Le-ai luat de la un frate de-al tău care locuiește în jurul Vianei. Habar n-ai ce se află sub curul căruțelor. Mm. Te bate, te deznoadă, rabs. Înțelegi? O ții pe-a ta. Uite actele astea. Le arăți, spui că nu știi nimic. Ție ți-au dat cinci căruțe să le duci la Sibii, ai înțeles? Am înțeles. Dacă treci de Sibii, spui că de acolo vii. Și că le duci la frate tău, la Furnicoș. Abia acum înțeleg. Mm. La Furnicoș. Mm-hmm. Dumneata, boier Vădăstreanu, închiriez un poștalion care pleacă mâine dimineață spre Buda. Pui niște gemantane cu boarfe deasupra poștalionului. Spui că ai niște invitați pe care iei din drum, de la hotelul Corona Ungariei. La primul hand te prefaci că îi aștepți și că ei nu mai vin. Un om de-al nostru o să aibă grijă să bage în poștalion o ladă de-a noastră. Dacă scap bine, dacă nu, de rest avem noi grijă. Am înțeles. Și acum, haide, avem treabă. Bine te-am găsit, salut. Dreptate și frăție. Dreptate și frăție. Dreptate și frăție. Dumnealui e Trandafirul Galben. Îmi pare bine. Plăzile au fost încărcate? Încă nu. Aștept să treacă organele, vamale, și cum se duc, dau un semn celor din cartierul Tabor. Și cum ai să justifici întârziere? Șlepul trebuie călăfătuit. Ia, și decât să ne scufundăm, mai bine. Vezi, ai grijă de lăzile alea. Stăpâna dumitale când vine? După calculele mele, poimine. Și dacă vame și nu fac percheziția până atunci? Plec oricum, fără să mai anunț capitania portului. Pentru că nu e bine să mă găsească aici și să intre la bănuială. Was zum Teufel haben die Pferde, dass sie nichts ziehen, als hätten sie nichts gefressen? Sie werden viel getrunken haben. Ah, trotzdem, wir leer sind, werden wir verspäten. Sind die Bremsen gezogen? Sieh mal nach. Ja, halt die Pferde auf. Rrrr, ho! Ah, sehen, was da los ist. Ah, das Rad ist in Ordnung. Mal hinten sehen. Ist auch. Nichts los. Ist was geschehen? Eigentlich nichts passiert. Nein, ich dachte, die Räder seien eingebremst. Nehmt lieber einen Schluck, es hilft zum Zeitvertreib. Oh, danke schön, danke.
Du Hans. Ja. Schnaps. Oho. So, nun los. Lăsați-vă și să cotrobească unde vor. Am înțeles. E cu cântare, capitane. Asta e poliția portuară. Ei, și? Las pe mine, dacă nu ți-o place. Aveți de gând să le desfaceți pe toate? Vă grăbiți? Ne cam grăbim. Stăpâna mea, doamna Marițica Ghica, o să facă un scandal. Avem și noi ordinele noastre. Dar poate n-ați văzut hârtia asta, prin care guvernul austriac este rugat să ofere protecție specială. Actul este semnat chiar de domnitorul Bibescu. Totuși, noi ne vom face datoria până la capăt. Am primit o sesizare chiar de la consulul dumneavoastră. De la consulul nostru? Ce sesizare? Citind această scrisoare, lucrurile se schimbă. Peterson. Danke. Einen recht schönen Abend. Willkommen. Drei weiche Betten, etwas zum Essen und sehr viel Bier. Wir sind todmüde. Das Zimmer ist vorbereitet. O cavile la tribord! Nu s-ar zice că ai păscut oile în Galata. Omul cât trăiește, învață. Cunoști Pera, cunoști Tambulul? Ce vremuri. Purtam lornete, făceam datorii neplătite. Pe urmă, când s-a înnoit moda, umblam cu pălării ușoare. De unde vii? Din lumea mare. Am fost și călugăr. Cântam prin meterhanele. Portam turban și-o făceam pe turcul. Odată m-am îmbătat așa de tare că am stricat un oraș întreg prin focuri. Minți de usuci pământul. Cine știe ce pui de boc, dar proste mă ești. Ce, nu mă crezi? Era să mor de ciumă, dar m-a scăpat o lepră de vreo 18 ani. Am avut simptome de friguri. Pe unde n-am umblat? Și dumneata? Nu se vede. Capitan Nevas. Asta știu eu. Dar vorbești ca lăutare care își au cinstea în litră. Am fost și capitan de poștă. Am ținut vreo 4 femei frumoase. Prea albe. Așa e cu aprinsele bătăi de inimă. Mă uit la dumneata. Atunci mai mult am părat al fripturilor care a servit numai mese fără trufe și cotlete. De fapt, ce cauți în frăție? Ce cauți și dumneata? Sunt și eu unealta unei trecătoare ardori. Nu s-ar zice. Dacă ți-au dat ție sarcina să cari lăzile astea,
înseamnă că ești un om de încredere. Vorbirea este cum le scoatem prin vamă. Le scoatem, n-ai nicio grijă. Hai să jucăm. Bine era la Stambul, că zici că ai fost pe acolo. Toată ziua umblam teleleu, ciordeam de prin băcănie de reguri. Noaptea dormeam prin minarete și geamii, trăgeam nefesuri. Când mi se ura, învârteam la metanii și mă lipeam de câte o tingire mare de pilaf de nohot. Ce viață! Să nu-mi spui că ai avut și harem. Da, cum? Da. Câte fete și-au tăiat venele pentru mine, niște bulgăroaice ca stâlpi. Aveam o grădină lângă farul de Asia, dacă știi. Și despre seară venea un miros de rămâi și niște grece și armence frumoase, crude de țumezeau privirea, unde se făceau cu niște smochine și niște cafea. Și eu priveam pe marea dezmirdată. Cunoști golful Curuceșme? Curuceșme? Acolo unde era o școală veche grecească? La Chefter de Arburdu și Ortachioi? Unde i-au tăiat turcii pe eteriști? La mănăstirea Sfântul Foca? Vezi că știi. Odată am dormit în Palatul Ceragan. Construcția aia de lemn, care avea scări și coloane de marmură. Unde era haremul sultanului? La Mazarbul nu ai fost, la Spitalul Leproșilor. Ce-i drept, nu. Dar la schela împărătească de la Nimfe, unde era Palatul de Toamnă al împăratului numit Miludion. Iar ai câștigat. Noroc că n-am jucat pe parale, că altfel de uscam. Dacă mă scuturi, nu cad pe mine decât pureci. Uite ce e. Sunt sătul de minciunile mele. Adică crezi că te bărbieresc? Că dacă ai fost la Bosfor, cum ai spus, ai văzut dumneata punturile împărcate cu grădini de viorine, alunii, ergabanii, platanii. Nu te-ai dus și dumneata la țintirimurile cu chiparoș să te culci cu o făducă în albeața pietrelor tumulare? N-ai fost la Eu și la Cornul de Aur? N-ai văzut marmaralele unde muierile își tăiau cozile pe vremea goților ca să-și facă frânghii din ele? Atunci de ce dracu ai mai trăit? N-am cu cine vorbi. Hai bine, spune cum mai stăm pe sicriul ăsta al dumitale. În 3 zile ajungem. Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Guten Morgen. Guten Morgen. Uns haben Sie wohl nicht erwartet. Tatsächlich, das habe ich nicht. Ein Freund hat Hochzeit, habe ihm einige Geschenke gekauft aus Wien. Such oben. Abgestiegen. Was wollen Sie? Auch Sie da, los! Schöne Hochzeitsgeschenke. Guten Tag. Guten Tag. Bitte, Sie haben einen Brief. Danke.
Ihren Reisepass bitte, Herr Leutnant. Wenn dich jemand nach mir fragt, hast du mich nicht gesehen. Wann fährt das Schiff? Sobald die Einschiffung beendet wird. Aber nicht später als eine halbe Stunde. Ihren Pass bitte. Guten Tag, Kapitän. Mettez-la. Bonjour, madame. J'ai le plus grand plaisir de vous y rencontrer. Nous allons voyager ensemble. Ce sera un vrai plaisir pour moi. Vous avez une excellente mine. Je m'efface un moment pour arranger mes affaires et je reviens dans quelques instants. Suntem totuși printre români, domnule comisar. Vorbesc de mult această limbă, ca de altfel și română. Dar rațiuni diplomatice. Je vous attends. J'ai eu le plus grand plaisir de vous revoir. Madame? Asta e bună, nu-i locotenentul Davis? Mă scuzați. Te faci că nu mă vezi? Trierai. De unde vii? De la Veneția. Tu? Cu treburile pe la Viana. Mă întorc acasă. Și ce umbli așa ca un bântuit? M-am hotărât să plec în ultima clipă și n-am cabină. Asta se aranjează dacă sunt eu aici. Îți sunt recunoscător. Să te văd cum. Bun? Vă cunoașteți? Verul meu, locotenentul Davis. Cum să nu ne cunoaștem? E prietenul cel mai bun al domnului Duhamel. Să mă ferească Dumnezeu. Nici nu v-ați văzut bine și ați început cu politicale. Ați avut dreptate. Uitați-l pe punte pe locotenentul Davis. Numai că... Numai că ce? Numai că nu e singur. Ce vreți să spuneți? Nu vedeți lângă cine stă? Dar trebuie totuși să găsiți o soluție să-l arestuiți. Ușor de zis, greu de făcut. Domnul Davis este verișorul doamnei Marițica Ghica, care știți cu cine este prietena. Da, știu. Ah, iată-l pe domnul consul și pe doamna Slătineanu. Ce întâmplare! Bonjour! Toată lumea bună se află pe puntea acestui pas. Ce trebuie pe aici? Omagine mele, doamnă. Am ținut să vă salut la trecerea mea voastră prin Viana. Speram să stați câteva zile, să fiu gazda mea voastră, dar îmi dau seama că trebuie urgent, vă cheamă în țară. Sunt bucuros că sunteți în compania excelenței sale Talaat, care este un eminent diplomat și cu care avem relațiile cele mai bune. Dar îl văd pe domnul locotenent Davis, pentru care am o însărcinare. Ce fel de însărcinare? Va trebui să renunțați la călătoria de astăzi și să mă însoțiți la consulat. E un ordin scris care vă privește. De ce nu l-ați adus aici? E secret de stat. Atunci îl voi afla în țară mai repede. V-aș ruga totuși să mă urmați. E un ordin al domnitorului. Dacă e vorba de domnitor, domnule consul, nu vă faceți griji. Mă ocup eu ca vărul meu să vorbească cu principele. Domnule consul, nu puteți lipsi pe doamna Marițica de compania atât de plăcută a locotenentului Davis. Dacă e vorba de ceva atât de urgent, drumul cel mai scurt e tot ăsta, că merge pe apă. De altfel, dacă se află și doamna Agata Slătineanu cu noi, înseamnă că voi fi sub pază bună. Ce-ai mai acolo? Păi nu se vede. De unde vii? De la Sibii. Și unde te duci? La frate meu, la Furnicoș. Aha. Crezi că s-a terminat fânul în țara românească, că-i duci tu lui frate tu trei care? Ce, pe la Furnicoș nu crește iarbă? Crezi chiepuri pe câmp? N-a plouat, se ești mare. Aha. Ia dă-te tu jos de acolo. Da, pe ce? Las că vezi tu, hai! Hai, mă rog. Oh, stai. Soldat, dați strâți! Desemați caii și răsturnați căruțele. Dar să ce mai fi? Că nu-ți fii bolânzi. Gura! Stai pe aici, pe aproape, pe lângă noi. Nu-i păcat de atâta muncă. Asta e treaba noastră. Nu te privește pe tine. Hai! Hai, hai, di! Oprite-mă! Stai, mă! Trageți! Stai, mă! Stai, mă, auzi!
Nenorocitule, l-ai omorât. De unde mai aflăm noi de unde venea? Cum de unde venea, dobitocule? Dacă l-au prins la graniță, înseamnă că e în legătură cu poștarionul de la Viana. Ăsta e al doilea transport. Anunță grănicerii să trimite de urgență marfa la mine. Ai înțeles? Înțeles. Hai, mă, Petre, cu ciorba aia, mă, că mi s-au lungit urechile de cât aștept. Știi care-i chichirezul la ciorba de pește? S-o faci cu apă din Dunăre. Și dacă nu e din apă din Dunăre, ce ți s-a pleacă? Întâi guste. Și pe urmă vorbim. E de la mama ei. Arunci cu căciula după câini. Dar tu-i ca, nu, atunci mă, Petre, mă, să ne mai întărătăm nițel. De prun. Ia, ia și gustă, că nu ți s-a pleacă. De asta ce dracu mai e? Grănicerii. O fi trecut vreo lucru, unde nu trebuie. Trăște-te pe burtă. Poți să ai bună chiar să te vadă. Rămâi aici. Îți spun eu, buză de iepure mort. Păi de pe vas nu fac nicio mișcare. Dacă era în apă, l-aș da să ia. Dumnezeu să-l ierte. Haideți! Hai! N-am să vă uit. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Nu vă uitați cum arăt. Am fugit din pușcărie. Buzele iepure nu uită. Te doare? Mai doare, dar o să treacă. Bine că nu m-a lovit în nas. Carnea obrintește, dar dacă i-ați dat cu basamac din ăsta, n-o să pățesc nimic. Ia și tu din ciorba de mai rămas. Ce-o fi foame. În lumea cealaltă pomană se întoarce. Ascultați la mine. Vezi cum faci. Înainte de Giurgiu trebuie să te lăsăm pe apă. Că avem destul de elele noastre. Mai descurca eu. Dar de fapt de unde vii? Și de ce vreau ea să te omoare? E o poveste lungă. Dă-i drumul. Dacă mă uit bine la tine, nici tu nu ești ușa de biserică. Ai stat prin pușcării, mă uit la mânata. Ai spart biserici. De ce e rău? Mai pe scurt ar fi cam așa. Am pus 4 bucăți la pământ, că ne-a tocmit unul de la Agie. Și? Și-au vrut să pună pe toți ăștia în spinarea unui amărgelat. Bună. Atunci de ce vor să te omoare? Păi tocmai de-aia, fiindcă sunt singurul care a mai rămas în viață afară de ăla care ne-a tocmit. Cine v-a tocmit? Unul marțol. Zehn Strich Steuerbahn. Zehn Strich Steuerbahn.
Și unde ați fost, doamne? Am dat o raită prin Italia. M-am oprit o zi și la Veneția pentru că am trimis pe cineva să-mi târguiască niște margă. Vreau să-mi fac bazinuri cu fântâni stropitoare. Mai trebuie să-mi brac și stâlpii de la casa mea de pe podul Mogoșoaie. De asta nu e o treabă pentru o femeie. Știu. N-ai văzut însă că dacă îi lași pe alții, îți fac altceva? Eu am călătorit mult, am văzut orașe mari unde nu te rătăcești ca pe ulițele Bucureștilor. Le-am spus și alor noștri, rudelor. Ar trebui să dăm o față mai cătării orașului. Dar ei s-au obișnuit atâta cu chirpiciul și bălegarul. Asta nu este civilizațiunea, domnule comisar. Da, aveți dreptate. Sigur că am dreptate. Aș vrea ca și târgul nostru să aibă o viață mai a cătării, plină de, plină de mișcări și vuiete. Să fie o amestecare de limbi. Să auzi unde te duci, unde te întorci, fendi, celibicioni, signore, didonc. Să avem și noi cazerne ca lumea biserici cu stâlpi torturoși. Pe când dacă te uiți acum, niște cafinioane păduchioase, tughene cu haine vechi, niște rulegii. Păi să avem și noi un hotel de Europa ca la Stambul, în Pera, s-ar potrivi? Că nu s-ar mai potrivi. Să venim și la noi englezii pohondri. Să avem și noi grădină zoologică cu momițe care se joace pe trapeze. Pe când așa ieși în uliță, te împiedici de câini tologiți care se plocăiește latră. O adevărată barbarie. Dar avem și noi o ruină animată, să vină străinii să le arătăm trecutul. Boierii noștri își vopsesc barbele, se parfumează cu oloi, dar nu-și beau cu săpun pe față. E să sperăm că odată cu vremea, cu prezența dumneavoastră acolo unde trebuie, lucrurile se vor schimba. La ce vă gândiți? Nu ghiciți? Știți că sunt prietenul dumneavoastră. Poate ar vedea bine căsătoria dumneavoastră cu principele. Sper să nu mă uitați. Je vous assure de tout mon aide. Dumneavoastră rămâneți un prieten de nădejde. Vă mulțumesc foarte mult. O femeie ca dumneavoastră ar trebui să facă politichie. Aveți o perfectă viziune diplomaticească. Europenii în diplomație mi-aduc adesea aminte de struț, care când îi zici pasăre, răspunde că e fiară. Și când îi zici fiară, zboară. Nu vreau să vă deranja, risesc. Îl cai pe locotenentul de Ivo, să am o treabă cu el. Nu e aici. Acum a urcat puntea. Îl găsești sus. Mersi. Dumneata, înțelegi ceva din toate astea? De la Viena nu mai lasă să răsufle pe bietul băiat. Poate îi place de verișorul dumitale. Doamna pare că am aprinsă. A, bună dimineața, domnule locotenent. Se pare că nu vă face mare plăcere să mă vedeți. Ce vă spune acest lucru? Trebuia să vă întâlnesc la hotelul Prinz Eugen ca să-mi dați o adresă. Niciun caz în postura de secretar a bancherului David Secker. Hai să vorbim deschis. N-am să vă iert săptămâna petrecută la mănăstirea aceea. Poate îmi spuneți ceva în legătură cu soarta încherului Corlătescu, care mi-a fost prieten foarte bun. Nu știam că ați fost prieten. N-ați aflat ce i s-a întâmplat? Dacă îmi spuneți dumneavoastră. A fost găsit mort. Pescuit de oameni la vărsarea Oltului în Dunăre. O, sărmanul de el, era un bărbat încântător. Mulți pot să aibă soarta lui dacă nu-și văd de treburile lor. E o amenințare? Vorbeam și eu așa. Vezi, dumneata, ești mai tânăr. La vârsta dumitale lucrurile par lăsnicioase. Îți place viața mai aventuroasă, dar există și riscuri. Spune, nu vrei să mă lămurești unde poți să-l întâlnesc pe prietenul dumitale? Omul acela cu nume de floare, trandafirul galben, pe care îl cunoști foarte bine. Exact. E, cine știe pe unde bântuie? E un individ foarte ciudat. Nimeni nu știe nimic despre el. Apare când nu te gândești și dispare exact când ai mai mare nevoie de el. Cum e în cazul dumitale? Poate vă mai gândiți? Până de seară ajungem în portul Giurgiu și acolo nu vă așteaptă lucruri prea plăcute. Nici pe dumneata. V-ați lăsat trași pe soară. Sunteți niște idioți. Astea-s arme, astea-s puști. Sunt luate de la cochii vechi. Care n-are închizător, care n-are percutor? Ne-au dus de nas ca pe niște copii. Cine știe pe unde vâră revoluționari în țară armele adevărate? Trimiteți la bariere niște oameni destoinici, nu niște nătărăi! Să nu treacă nici pasărea cerului! Doar nu e vorba de niște ace de cusut. Dă-i drumul! Dă-i drumul! În câteva clipe va costa. Cum vi se pare portul Giurgiu? Cunosc de mult portul Giurgiu, sunt familiarizat cu el. Ai văzut pe cineva cunoscut? Trebuie să fie.
Principiile îmi trimite întotdeauna pe cineva care să mă aștepte. Dar acum eu mă uit la șlepul care mi-a dus marmură pentru palatul meu de pe podul Mogoșoaiei. Ori, nu ți-am mai vorbit despre asta? E cum să nu? Abia aștept să termin reparațiile. Să facem o petrecere, să mai dansăm puțin, că mie nu mai pot să-mi ies în ultima vreme. Uite, descarcă marmura, i-am văzut, vrei să te uiți? Mm-hmm. Șlepul e proprietatea dumitale? A, nu, l-am închiriat. Nu acolo, mai la dreapta puțin. Mi-ai făcut un serviciu nemaipomenit. Ce vrei să zici? Omul pe care caut de la Viana e aici. Fără acela de care mi-ai vorbit? Nu, chiar el. Bine, dar ce caută pe șlepul meu cu marmura? Doctore, doctore. Ce-i? E nenorocire, transportul a fost descoperit. Nu se poate. Du-te în cabina ta și instalează-te în pat. Mă scuzați. Kratzmann Ding. Capitane, oprește vasul. Arborează draperul negru. Cum așa, doctore? Holeră. Camerista lui Marițica Ghica are holeră. Declară carantină. Nimeni nu urcă, nimeni nu coboară de pe vas. Stop mașină. Schwarze Flagge hissen. Anker werfen. Ce s-a întâmplat? Cu adevărat pe nenorocire. Camerista dumitale are holeră. Nu se poate. Duceți-vă repede și vă schimbați hainele. Să peți numai apă fiartă. Dați-vă cu spirit pe mâini și să nu mai ieșiți pe punte. Eu nu cred o vorbă din tot ce spui. Femeia asta nu are nimic. Probabil că ți s-a urât cu binele. Te rog să te speli pe mâini cu spir și să părăsești în căpela dacă nu vrei să pățești ca ea. Rămân aici. Și așa furile astea trebuie schimbate. Am să le arunc în foc. Ești o femeie curajoasă. N-ai de ce să-ți râși viața. Holeră. Părinții mei au murit acum 5 ani. Dar noi însă jumătate au dat tortul popii. Dura! Fiecare la locul lui! S-au luat toate măsurile! De azi înainte veți bea numai apă fiartă, s-a înțeles? Înțeles! Strecoară-te cum poți, ieși din port. Și du-i scrisoarea asta Agăi. Spune-i să închidă toate drumurile pentru că nu e niciun fel de holeră. Și să trimite pe cineva să arestuiască pe doctorul Iulamila. Ai înțeles? Dar dacă... Acum eu poruncesc. Pleacă! Dumitale, ți-e frică? Da, de unde? Dacă ai să mor, mor oricum. Da, dumitale. Ca să spun drept, nu. Cât timp o să stăm aici? Asta depinde de doctor. Agata spune că nu-i niciun fel de holeră. I s-a năzărit ei că nu știu ce conspirator dau târcoale orașului. N-ați dat de știre la București? Da, cum nu? Numai că n-aș vrea să se facă atâta nevatură din pricina mea. De altfel, doctorul Iulamila spune că trebuie să facă niște analize. Nici el nu e sigur de holeră. Dar decât să murim ca muștele, mai bine stăm în carantină. În două zile vom afla ce este. Mm-mm.
Mai mult de două zile nu putem ține cu holera asta, pentru că o să-și dea seama că nu moare nimeni. Și doctorul nu poate să-i mintă mai departe. Orașul e înconjurat de trupe, după cum spun oamenii. Nu se poate ieși decât prin cele două bariere. Și acolo e pus de rede soldați. Singurul lucru care-i sperie e tot holera. Să profităm de ea. Încotro, oameni buni. Îi scoatem la câmp. Dar căruța și ceilalți unde sunt? Unii au murit, alții au rămas de căruță. Noi am scăpat cu viața. Așa e la holeră. Și cam cât să fie în coștiugele astea? 40 de bucăți, pe puțin. Sunt și copii. I-am băgat la înghesuială pe toți. Și voi cum de nu vă îmbolnăvireți? Am tăiat o mână de la un mort. Asta ne păzește pe toți. Dați-le drumul! Hai. Grei morți ăștia. N-auziși? Sunt peste 40. I-a aruncat claie peste grămadă. Doamne ferește! Lasă bariera! Niemand kommt auf Deck! Niemand kommt auf Deck. Niemand kommt auf Deck. Credeam că numai eu sunt artistă pe vasul ăsta, dar văd că mai este încă una. Nu înțeleg. Camerista dumitale n-are nici pe dracu. Se pieptena în oglindă și când am deschis hublou, s-a aruncat în pas și a început să geamă. E înțeleasă cu doctorul Ghiulamila să ne țină pe vas. Thank you.
Mă, dacă fuge careva, îl mântuiesc. Stăpâne, noi știm a ne lucra pământul, nu a ne omorâ frații. Nu-i nimic, o să învățați. Grijă de flancul stâng. Pregătiți armele! Predați-vă de bună voie! Ce rost are! Știm tot! Ce dracu mai așteptați! Armele nu pot fi decât în căruțele alea. Voi vedeți-vă de treabă. Duceți marmura pe podul Mogoșoaie la doamna Marițica Ghica ca să marțolea. Grăbește-te și ia din porunca mea o stavă de cai de la garnizon și aștept la grădiștea. Dacă nu-i întâlnesc eu spre Giurgiu, îi prind tu spre București.
și pentru că am scăpat de holeră, am comandat un potrog de curcan, o gâscă friptă, vin de Bordeaux și șampanie. Ce spuneți de asta, nu? Că nu m-ar opri corana, aș trage și eu un chef, vă spun drept, o cam băgasem pe mânecă. Ce idee și pe doctor Ghiulamila. Tot a pus mâna pe doctorul Ghiulamila și pe turpa de cameristă? N-aveți grijă, o să-i prindă. Am eu o spioană în coastă și nu-mi dau seama. Oamenii ăștia sunt infernali. De ce nu-l întrebi pe vărul dumitale, care îi cunoaște mai bine? Holeră n-a fost, dar vi s-au înfierbântat capetele. Vedeți, pretutindeni conspiratori. Ce ai să spui Agăi când te va întreba despre activitatea dumitale de la Viana? Mi-am pregătit aria, stimată doamnă. Nu te temi de raportul consulului? O acuzație trebuie dovedită. Bună seara. O să știu și eu ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că doctorul Ghiulamila a tras pe sfoară. Era un conjurat. Și unde e acum? A fugit. Și cu el și camerista mea. Vărul doamnei Marițica Ghica știe mai multe. Nu permite să fie suspectat. Nimeni nu o să-l bănuiască pe locotenentul de Evos, face parte din suita principelui. Cum ne-am permite? Doamna Slătineanu, obișnuită cu scena, închipuie intrigi care nici nu există. Mersi. Propun să bem ceva. Suntem morți de foame și de sete. Călărim de azi dimineață. Deși nu pot să beau, sunteți invitații mei. Cunosc proverbul românesc. Turcul plătește. Cum poți să stai liniștit? Nicio grijă, nu o să le fie ușor. Când o să te dezveți să spui ceea ce gândești, zâmbește. Care îți lasă actrița fără ghiotând. Acum, fraților! Transportul va ajunge unde trebuie. De rest, Dumnezeu cu mila. Pregătiți încărcarea armelor în caretă. Mărgelatul. Ce nume. Băiete. Rachiu de Anason. Acuș. Thank you.
Fiți cu băgare de seamă. Acal vrea viu. Încă un anason. S-a baricadat în capinion și colai peste pupă, să dau cu el și buză de iepure. Ce aștepta să vă curețe pe toți? Dați-le foc! Butoaiele! Agata, poruncește-ne să cai cafele. Matilda! Intră.